această nouă abordare a problemei, o abordare care este fundamentală. Ce să nu-i un cuvânt inventat un pic 300 de ani. Doar fundamentalismul este inventat. Așa? Fiindcă ne duce la esența lucrurilor. Aș putea să încep să vorbesc și ar dura cel puțin cât ați vorbit dumneavoastră, pentru că atât de mult m-ați provocat. Dar vreau mai întâi să las cuvinte, să dau cuvântul celor din sală, celor din biserică. Și întrebările vor fi de data aceasta exclusiv la microfon, pentru cei care doresc să comenteze sau să adauge sau să întrebe. Vă rog să veniți în față și să vorbiți din preajma noastră de aici, pentru a putea fi și văzuți și auziți bine. Nu am decât un microfon, am încercat să-l conectez pe cel de-al doilea, dar n-am reușit. Așa încât depindem doar de acesta care e mână. Mai întâi, Andrei Dârlă. Mulțumesc foarte mult. De ce este nevoie de acest demers? Poate vă întrebați de ce e nevoie de acest tip de apologetică. Eu îl încadrez la apologetică. Acest tip de discurs, acest tip de abordare, de ce e nevoie de apologetică astăzi? Punând așa problema, cred că începe să fie evident de ce e nevoie, de ce a fost nevoie întotdeauna de apologetică, încă din primele secole, în primele veacuri creștine. Deci este vorba de un tip de a înțelege credința creștină, valorile creștine și de a le pune într-un limbaj. Pentru că, sigur, pentru teologi, Părintele cred că va da dreptate, și pentru orice om din biserică, pentru noi toți, sunt lucruri pe care, vă spune, le știm. Căderea îngerilor, căderea lui Adam. Dar de ce este nevoie, pe lângă, să spunem, a vorbi despre ele în limbajul biblic și în limbajul, să spunem, pur teologic, sau eclezial, de ce este nevoie și este oportun să vorbim despre aceste lucruri în acest limbaj? Pentru că, și am să citez acum din profesorul Engelhardt, trăim într-un război cultural. Aceste războaie culturale sunt prezente, ne marchează existența cotidiană. Dacă deschidem televizorul, imediat suntem într-un război cultural, adică suntem bombardați cu concepte, bombardați cu cuvinte, într-adevăr, într-un război de care nici măcar de cel mai multe ori nu ne dăm seama. Spunea Virgiliu Gheorghe acest lucru, e un război, pe lângă războiul nevăzut, războiul duhovnicesc, de care vorbeau Sfinții Părinți, este un război verbal, un război cu virus conceptual care mi se inoculează prin mass media și prin educație, chiar din școală copiilor. Și e bine să fim avertizați, e bine să înțelegem la ce presiune mediatică suntem supuși, la ce presiune ideologică, cum spunea și domnul Ghițiu, o presiune ideologică, o presiune deliberată în scopul unei manipulări. Ceea ce a făcut diavolul cu Adam și Eva a fost o manipulare. I-a manipulat. Nu, nu o să muriți. Nu, veți fi ca Dumnezeu. Asta este exemplu clar, clasic de manipulare. Și suntem în continuare manipulați. Diavolul a văzut că această metodă prinde și o folosește de atunci cu fiecare generație și cu fiecare dintre noi, încearcă cel puțin. Și e bine să fim avertizați ca să rezistăm aceste manipulări, de multe ori foarte subtile. În 1984, romanul lui George Orwell, se vorbește despre newspeak, acea nouă limbă, cum s-a tradus. Da, această, orice dictatură, și ați dat exemplu, nouă limba, de newspeak, nouă vorbirea, orice dictatură încearcă să manipuleze cuvintele, limbajul, să schimbe sensul cuvintelor,
Pentru că în acest fel schimbă realitățile, schimbă percepțiile și ne manipulează mult mai ușor. Și, într-adevăr, devenim mai puțin liberi, mai dependenți, până când, exact cum ați spus, ajungem să credem ceea ce ni se spune și ei vin și apar ca salvatori providențiali și noi nu numai că acceptăm soluțiile, dar ei spun, vă salvăm, dar plătiți-ne pentru asta. Și este metoda clasică. Cineva vorbea despre dictatura confuziei, fiindcă ați vorbit de confuzie. Domnul Ghițiu a vorbit foarte bine despre această confuzie care este indusă deliberat. Aceste clișee care sunt folosite și ajung să nu le mai percepem, ajungem să le mai percepem ca și stereotipuri, ci să le luăm ca atare. Și cuvintele sunt deturnate, ați dat exemplu de acele cuvinte care sunt folosite într-un sens neutru, acest tip de sens neutru, cum este avortul, este menit să prezinte un păcat ca un lucru neutru, un lucru fără încărcătură morală și să fie mai acceptabil. Deci, chiar cuvântul păcat, în general, este evitat, dacă ați observat, și multe alte cuvinte. Nu se mai spune sodomie, pentru că asta vine de la exemplul biblic cu Sodoma. Nu se mai spune păcat, sunt în general prezentate acești termeni, sunt prezentați ca aparținând de religii culpabilizante. Creștinismul, spun seculariștii, este o religie a vinovăției. Ni se induce o vinovăție, suntem făcuți să credem că am fi păcătoși, vinovați, și totul este dus într-o zonă psihologică, așa încât nu este un lucru greșit să credem că suntem păcătoși, vinovați, suntem culpabili pentru ceva, pentru păcatul originar și mai ales pentru păcatele proprii. Și religia aceasta a păcatului, cum a fost numit creștinismul, este aruncată astfel într-o zonă incorrectă politic. Și este o metodă, într-adevăr, care este folosită deliberat. Așa cum a spus domnul Paul Ghițiu foarte bine, este pregătită minuțios, este cultivată sistematic și în aceste războaie culturale, de exemplu, vorbea despre faptul că robotul, căsătoria cu un robot. Deja sunt statistici care spun că 70% din oameni, cel puțin din cei chestionați în acele sondaje, ar prefera un șef robot, inteligență artificială, unui șef uman. De aici până la căsătoria cu un robot e un pas. Pentru că de la un șef, pentru că șeful, știm cu toții, un șef la servici poate fi subiectiv, poate fi nedrept, poate fi ranchionos, poate fi nervos, ne poate face tot felul de mizerie și de neplăceri. Și atunci multă lume spune, păi decât să am eu pe șeful sau șefa care îmi face tot felul de mizerii, mai bine am un robot ca șef, care cel puțin teoretic în principiu, nu? El este drept, este obiectiv, este dincolo de sentimente din acestea de ranchiună sau de nedreptate și este corect. Întotdeauna va fi cel puțin corect. Ce am făcut bine, mă promovează, mă apreciază, ce am greșit, mă sancționează, dar măcar este corect. Păi de la un șef, inteligență artificială, la o căsătorie cu un robot, e un pas. Deci este efectiv, sunt asemenea, nu, adică sună science fiction, dar sunt lucruri reale. Deci revenind și cu asta închei, este foarte util, zic eu, acest tip de abordare apologetică, pentru că pe lângă limbajul teologic, oferă și un alt limbaj în care să explicăm aceste lucruri. Părintele Constantin Galeriu era extraordinar în acest mod de a pune pe înțelesul nostru, al tuturor, acest tip de adevăruri creștine pe care le traducea într-un limbaj pe înțelesul tuturor, accesibil tuturor. Sigur că o soluție, și cu asta chiar închei, este, spunea Wittgenstein, limitele limbajului meu sunt limitele lumii mele. Cu cât ne extindem limbajul, cu cât înțelegem, acoperim un limbaj mai vast, mai larg,
cu atât înțelegem mai bine și suntem mai greu de manipulat și suntem mai liberi și cu cât ne extindem limbajul așa încât să acoperim cât mai mult. Avem acest limbaj liturgic excepțional, care este un limbaj arhaic. După cum știți, acest limbaj liturgic al cărților bisericești, limbajul triodului, al ceaslovului, al mineelor, este un limbaj plin de o mireasmă foarte frumoasă, o mireasmă veche. Acest limbaj este mai aproape de ceea ce spuneați, domnul Paul Ghițiu, de acel limbaj în care cuvintele sunt, desemnează adevărul. Acele cuvinte arhaice sunt mai adevărate, sunt mai aproape de adevăr decât aceste cuvinte noi, de multe ori neologisme. Și, de exemplu, pe vremuri islamul era numit sectă ismaelitană. Așa spuneau islamului. Deci musulmanii erau sectă ismaelitană. Păi da, astea erau. Islamul este o sectă de inspirație gnostică, iudaică, în sfârșit e un amestec acolo, dar erau așa început, ca o sectă. Cred că Madi poate să ne spună ceva despre limbajul... Da, nu, ca... Bine, mulțumesc. Aproape că era să-i spun că microfonul fratelui Andrei, pentru că mă provoca și el. Adică după ce m-a provocat domnul Paul Ghițiu, m-a provocat și Andrei foarte tare și nu mai puteam rezista.